Welcome to Jordan. Doamna poartă mască. Am zis în aeroport că va fi aglomerat. Ăștia nu au COVID aici, dar nici nu vrem să vedem de la noi. Am ajuns după 3 ore aproape. Ne-am luat și bagajele și acum să ne luăm mașina. Totul. Și cu viză, și cu pașapoarte, și cu... foarte aproape. Iala, iala! Plecăm! Am luat mașina. Se aude după muzica unde am ajuns, da? Venim de la aeroport, sunt 35 de kilometri de la aeroport până la hotel și autostradă, autostradă cu 3 benzi pe sens. Ce pasaj o construit ăștia pe aici. Amanul cel modern. Pasaje, peste pasaje. Am ajuns la prima cazare în Aman. Trei nopți. La apartamentele regale, Almond Hotel Apartment. Avem o kitchenette. Avem apă. Oh, avem cameră frumoasă. Și asta este baia. Nu este mare, dar uite, avem toaletă clasică. Aici la apartamentele astea sunt 3 nopți și am plătit undeva 35 de euro pe noapte. Mâine avem zi totală de Aman. De junk food. Și acum avem seara de junk food. Nu. Am ales hotelul cu piscină. Să ne bucurăm de vremea caldă. Ta-na! Nu mai sunt nici afară de picioare. Asta e piscina de la hotel. Prima noastră zi în Aman, în Iordania. Ne-am trezit și ne-am făcut un mic plan de bătaie și am început cu prima atracție, Rainbow Street. Ce se vede pe aici. Ideea este că e plin de magazine, toate sunt închise. Și cafenele și restaurante, dar sunt închise toate. Totul închis la ora asta. Și ne plimbăm așa ca într-o lume pustie. O fi la lucru, toți. Ori o fi la lucru, oamenii ăștia au țâri de cap, o mâncat de dimineață și se odihnesc. E Ramadan și poate că... Da, sunt în post. Da. Oamenii sunt în post și peste zi nimic. Și acum suntem pe... Rainbow Street. Prima noastră atracție. Planul nostru este să petrecem 2 zile în Aman, una doar în Aman astăzi. Mâine o să mergem spre nord, dacă e tot în regulă. 6 citadele, teatru Forum roman. Și străzile centru, străzile pitorești. Sunt 24 de grade afară, suntem în mânecă scurtă, în fustă. No. A venit primăvara caldă. Mergem pe străzi în Aman. Și este aproape, aproape pustiu. Toată lumea este în Ramadan. Uite o mâță care nu a aflat că e Ramadanul. Am găsit o gelaterie deschisă. Mi-am luat înghețată. Nu era nimeni. Am ieșit să o mâncăm afară. Unde nu era nimeni. Într-un părculeț ne-am dus. Ne-am întors cu spatele la stradă. Deci nu ne vedea nimeni și a venit o doamnă de-a lor și ne-a atenționat că altădată să mâncăm înăuntru, că ei sunt în post și nu-i politicos și elegant. Da, le facem poftă. Na, da, cumva. Să mâncăm în fața lor, deși nu era nimeni. Fiind Ramadan, ăștia nu mănâncă până nu asfințește soarele. Motiv pentru care eram singurii care mâncau în Aman. La ora oficial. Asta. Hai să vă arăt niște prețuri. 2 dinari iordanieni. Un dinar din astea 6,5 lei. Sau 1,3 euro. E mai puternic ca euro. Cam 5. Sucurile 3. 3 cafelele.
pizza 5, 4. Dacă mulțești 5 ăsta cu 6,5, iasă vreo 32 de lei și 50 de bani. Și cam ca la noi. Am ajuns la al doilea obiectiv aici din Aman, care l-am pus noi pe hartă la Forumul Roman, până unde au ajuns romanii în vremea lor bună, la forum și la teatru. Amfiteatru Roman. Aveau ăștia amfiteatre cum nu avem noi stadioane. Ioi, ce mare era. Trebuia să fiu pic sportiv să urci până aici. Sau premiant și să te ia acolo jos. Numai pe coline, tot orașul ăsta. Să vă mai dau niște informații de aici, din Iordania. Deci am ajuns, ne-am cumpărat Jordan Pass-ul. Are trei tipuri, trei prețuri Jordan Pass-ul, cu o intrare la Petra, cu două sau cu trei. Noi am luat cu două și am plătit 105 euro parcă de persoană, în care include viza și intrarea la Petra, plus câteva obiective turistice, printre care și forumul ăsta. Am lipsit pe aeroportul din București, ca de fiecare dată aproape, o nouă sau un nou formular. L-am completat în 2 minute fiecare și l-am avut pe telefon. Nu ne-l-o cerut decât în România. Aici nu mai avut treaba nimeni cu noi. Și taxiul de unde stăm noi, 7 km jumate, am venit cu Uber-ul până aici, ne-a costat 20 de lei. 2, ceva dinari de lor. Am auzit tradițiilor din Iordania. Băiatul cu șaturi. Siropuri de plante, licor, seller, deci nu-i șaturi. Merge, moșu, merge? Pot la treabă. Am ieșit din cartierul rezidențial unde nu era nimeni și am ajuns în partea veche a orașului. Aici e viață, aici e fain, aici sunt magazine deschise, lume, claxoane, mașini. Aici ai devenit. Suntem pe străduțe micuțe aici care vând tot felul. Am ajuns prin zona de piețe, numai tarabe, numai legume, fructe, semințuri. Nu mănâncă nimeni, se pregătesc pentru de seară. Uite ce vine te miceau aici. Da, uite și doblece aici. Uite, dacă te uiți aici, uite aici, Roxana, da. Scrie. Nu că. Din cauza că în oraș nu se consumă nimic, nici sucuri, nici mâncare, nici nimic pe Ramadamul, am plecat spre mall și am ajuns într-o zonă foarte cosmopolită aici. Nici nu știu că e Aman. Nu cum arată clădirile. Foarte, foarte curat, civilizat, ce să zic, o altă față a Amanului. Și acum mergem spre... Să ne-am găsit, să vedem dacă... Vreau să bem un suc, să vedem o cafea, că în oraș nu se servește nimic în orașul vechi. Ca să poți să mănânci la restaurante la ei, au pus pe perete o pânză. Ca să nu se vadă înăuntru când mănânci. Să nu le faci poftă la aia care nu mănâncă deloc. Deci turiștii găsesc locații cu pânză pe geam unde poți mânca liniștit. Am ajuns la alt obiectiv din Aman. King Abdullah
Antâlia, moschea lui. Aici, în dreapta, e Parlamentul, dar nu am filmat, să nu mai e Abdullah, nu știu care, în primire. Am ajuns la moschee în interior, am plătit 2 dinari de unul, pe unii din noi... Îmbrăcat. Pe unii din noi ne-am îmbrăcat. Uite și o biserică ortodoxă, creștină, biserică creștină. Parcare în centru. Orașul ăsta e tot numai coline. Și ca să ajungem la citadelă, care aici e zidul la citadelă, noi am venit din cealaltă parte, de pe dealul ăla. Și norocul nostru că am găsit parcarea aia și am coborât pe scările din parcare, că dacă nu trebuie să mergem până în centru, și am urcat scările astea. Primul nume al lui Aman a fost Rabat Amon și vine din anul 5500 înainte de Hristos. După care vin romanii și bizantinii și le denumesc orașul Philadelphia. Și după aia, treia și ultima, deci după ce au fost cuceriți de otomani, s-a schimbat numele în Aman. Am venit la citadelă să prindem Asfințitul. Am venit să vedem Asfințitul de la citadelă, citadela Amanului. Ne rupe vântul, bate un vânt, nu ne lua haine, că o să nu 30 de grade, dar vântul e rece. Cât vezi cu ochii numai oraș. Unul în altul, unul în altul, unul în altul. Și că este o oază de liniște Iordania, pentru că nu este afectată de primăvara arabă. Aici nu a fost nicio problemă. Este un loc liniștit. Și toți arabii care au avut probleme s-au refugiat în Iordania. 10 milioane de iordanieni și au 4 milioane de refugiați. Amanu, ci că a fost orașul celor 7 coline. Și tot un deal și o vale aici, așa mergi. Acum orașul are 4 milioane 200 de mii locuitori și sunt 19 coline. De prin 1990 și nu știu exact cât, au venit palestinieni, sirieni și irachieni. Sunt aproape 4 milioane de refugiați în Iordania. Coborâm de la citadelă, am stat să vedem Asfințitul. Ne-o cam vânturat o țără pe acolo. De data tare era vântul de neocălna frigurile. Dar acum coborâm. Ia. Asfințește soarele și se gata postul pentru ziua de astăzi. Vai, deci eu numai când mă gândesc că ăștia nu au mâncat toată ziua, am avut foame. Și că nu beau nici apă peste zi. Mergem pe stradă, o asfinti soarele și toată lumea este cu plasa în mână. Toată lumea cară mâncare. Thank you.
de Ramadan. Pită cu o salată. Iaurt și cu o salată. Astea sunt aperitivele. Să mi-am luat niște carne. Niște pită cu carne. Mâncare de Ramadan. După ce ne-a săpărat, ne mai aduci ceva. Noi am comandat la început, nu știu ce comandăm. În două am zis două, dar ne-a crezut că două pite de-astea. Da, ne-am comandat două pite simple, ne-au adus două pite cu pită. Am luat și două salate, una, două. Și acum ne-am venit cu două boluri. Am venit cu două puse la cuptor, care nu știu ce este la cuptor. În ultima noastră seară în Amman, ne-am întors în plimbare pe Rainbow Street să căutăm acolo un local să mâncăm și dacă peste zi era super liniște și nu era nimeni, seara era total opus pentru că era o mare nebunie și toată lumea ieșea să se bucure de seară și de mâncare și de băutură. Și aici am găsit barul turistic Nirvana, unde pentru turiști se poate consuma, se poate servi și alcool. Aici la barul Nirvana am băut cea mai scumpă bere din viața mea, cel puțin până în momentul când am ajuns în Amman. Pentru că noi ne-am dus, eram însetați, era cald și am comandat bere, era 7 dinari o bere de 330, asta ori 1,3, iasă 9 euro și jumătate, deci 46 de lei am dat pe bere mică. Mâncarea nu este scumpă, după cum vedeți v-am afișat și niște prețuri de la restaurant și de la bar, și șișa este ieftină, undeva 5 dinari de lor. Și așa ca și idee, dacă ești în Amman, poți să găsești baruri turistice în care poți să mănânci și să consumi alcool fără probleme. Mă opresc aici, este prima noastră destinație din Iordania. Dacă v-a plăcut, dacă v-a plăcut cadrele, dacă v-a plăcut ce v-am prezentat despre Iordania, dați-mi și mie un like și stați aproape că urmează și alte atracții din Iordania. Zile minunate și Doamne ajută! Ceau! Pa!